cea de-a 10-a ediție a Nopții Muzeelor, organizată la Râmnicu Sărat, a fost deschisă de un concert al trupei Distinto, care a încântat publicul cu piese din repertoriul internațional. Într-o atmosferă napolitană, oaspeții complexului brâncovenesc au ascultat cu emoție canțonete și s-au bucurat din plin de vocile artiștilor. Extraordinar de mult ne-a plăcut, au revenit în memoria mea melodiile de pe vremea tinereții mele, că acum sunt mai puțin, mai născută mai de mult, vorba aceea. Da, foarte mult mi-a plăcut spectacolul. Am venit spre final și mi-a plăcut. După concert, toți cei prezenți la eveniment au participat la vernisajul expoziției de cărți poștale ilustrate Râmnicu Sărat, o istorie în imagini. Colecția a fost alcătuită din dorința de a recompune trecutul și de a înțelege prezentul, vechile fotografii putând constitui un punct de pornire în întocmirea unei istorii în imagini a orașului. Mare parte din exponate aparțin profesorului Răzvan Teochirac, un mare iubitor al Râmnicului. Cele mai valoroase sunt cărțile poștale ilustrate clasice, în speță cele apărute între 1900 și 1904, pentru că sunt foarte rare și destul de scumpe pe piața cărților poștale ilustrate și au și o calitate, iată, la peste 100 de ani de zile de când au fost întocmite, o calitate foarte bună. De ce ar trebui râmnicenii să vină să vadă această expoziție? Pentru că fără rădăcini nu suntem nimic, iar aceste mici mărturii ale trecutului putem spune că fac parte din rădăcinile noastre, din trecutul nostru. Și eu văd evoluția pe toată linia timpului, trecut, prezent, viitor. Tot în cadrul acestui eveniment au fost vizitate expozițiile de artă plastică, etnografie și istoria pompierilor râmniceni. Mai mari sau mai mici, vizitatorii au fost încântați de exponate și nu au ratat ocazia să le fotografieze pe cele mai interesante. Ați mai fost până acum la Noaptea Muzeelor? Nu. Și mă întrebam de ce această manifestare se numește Noaptea Muzeelor, când ar fi putut să se numească Seara Muzeelor sau Ziua Muzeelor. E pentru prima oară. Sunt încântat, într-adevăr, cuprinde o largă, cum să zic eu, am văzut și din Palatul Reginei, din Balș. Mi s-a părut foarte, foarte frumos și locul celălalt, complexul brâncovenesc. Din câte am înțeles, s-a deschis în această seară niște tablouri foarte frumoase, unele dintre ele chiar m-au impresionat și mi-au transmis un mesaj puternic. La fel și această expoziție, am reușit să fac o comparație între Râmnicul de atunci și Râmnicul de acum și mi-am dat seama că s-a schimbat foarte mult, dar a rămas la fel de frumos. Am fost în complexul brâncovenesc, picturile m-au impresionat foarte mult și acum o să privesc Râmnicul vechi. Muzeul Municipal Râmnicu Sărat participă pentru al 10-lea an consecutiv la Noaptea Muzeelor, iar de la un an la altul, numărul vizitatorilor a tot crescut. În acest an inedit am avut un concert al trupei Distinto, Pop Opera, la care am avut un aflux neobișnuit de vizitatori și la fel o diferență față de anul trecut, un număr sensibil, aproape dublu de vizitatori în prima oră. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta depășește așteptările noastre. Mă bucur că sunt foarte mulți tineri însoțiți de părinți. Sunt foarte mulți oameni care înțeleg că într-o zi de sâmbătă este plăcut să intri într-un muzeu și să vezi parte din istoria locală și mai cu seamă văd oameni preocupați de trecut în egală măsură ca și de prezent. În total, aproximativ 850 de persoane au trecut pragul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat sâmbătă seara. Expoziția de fotografie Sicilia va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii iulie și la Buzău peste 300 de persoane au vizitat sâmbătă seară secțiile Muzeului Județean de Istorie. Toți au rămas impresionați de colecția de numismatică, dar au vizitat în număr mare și expoziția dedicată globtrotărului Dumitru Dan, colecția de telefoane, expoziție dedicată învățământului românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar și expoziția cu ultimele descoperiri arheologice. De asemenea, pe tot parcursul zilei, trenulețele de agrement au fost atracția buzoienilor de toate vârstele, organizatorii făcând cu greu față solicitării venite din partea publicului.
toate evenimentele organizate de Muzeul Județean Buzău pentru a marca evenimentul european Noaptea Muzeelor s-a încheiat după ora 1.